Domnul Dinu, în continuarea interviului nostru, aș dori împreună cu dumneavoastră, bineînțeles, să clarificăm câteva aspecte. Știu că săptămâna viitoare, sâmbătă, pe 31, v-am zis, o să fie niște alegeri importante în cadrul CPU-ului. Și am avut curiozitatea să intru pe site-ul oficial al Uniunii noastre și am văzut lista persoanelor care și-au depus candidaturile. Printre ele vă aflați și dumneavoastră și v-ați depus candidatura, dacă nu greșesc, la funcția de președinte. O faide hârtie simplă. Da. Am văzut și aceste mici critici, să zic așa, mici înțepături, Păi, care nu știu dacă și-au mie rostul. mi se pare mai important suportul decât cei pe suport. Exact. După unii, pentru unii. Da. Și am constatat de asemenea că pe anumite medii columbofile din România, în ultima perioadă, probabil după ce v-ați depus această candidatură, ați fost atacat foarte virulent, din diverse unghiuri, din diverse poziții, pe diverse A, teme. domnule, vino, domnule, de acasă. De ce spui? Aici ai cu stajul. Bine, hai să clarificăm. Exact. Haideți, domnul reporter, să clarificăm. Domnule, privitor la aceste atacuri venite din stânga, dreapta, centru, sus, domnule, mă amuză. Și știi de ce? Pentru că se fac niște conexiuni atât de savante, atât de pătrunzătoare, atât de înțelepte, mai sus de piciorul broaștii, cum zice românul, încât rămâi mască. Înțelegeți dumneavoastră? Adică noi, ăștia 4.000 de... Să lasă să înțeleagă că ăștia 4.000 de membri columbofili, acești 4.000 de membri columbofili, Din UCP, nu? din UCP, vorbesc de, facem trimitere numai la UCP, restul nu abordăm pentru că nu e cazul. Acești 4... Dom'le, simt nevoia să fie conduși de cineva, domnule. Simt nevoia să fie direcționat de cineva autocunoscător, domnule. Deținător al adevărului absolut, domnule. Și dacă nu ești pe filier, pe flux, e jale, tată. E jale. Ești împotriva noastră? Ești mâncat. Atacat din toate stilurile, în toate pozițiile. Uneori, nu de puține ori, la limita penală. Știți, acolo, la Dunga Neagră. Și fiindcă tot veni vorba și fiindcă ați avut bunăvoința să poposiți și în această modestă locuință, hai domnule să clarificăm și problema asta Exact, domnule. a apartenenței, a funcțiilor, a... Exact. Domnule, ce acțiune, ce acțiune ați întrebat dumneavoastră în viața dumneavoastră și înainte de 89 și după 89? Domnule, înainte de 89 l-am omorât pe Lenin. Chiar așa? Nu fost. Că, dacă nu credeți, e o glumă bună, într-adevăr. Nu ne-am făcut, da, domnule. Hai domnule să clarificăm, domnule, aceste suspiciuni, aceste senzaționale, știri senzaționale, dezvăluiri, da. Știri, Dom'le, am fost ofițer de informații. Am făcut parte dintr-o structură care și atunci și acum a fost chemată să apere siguranța națională. Dom'le, și în această structură am făcut parte, dat fiind faptul că l-am omorât pe Lenin, până în anul 2006, când am ieșit la pensie, 2007, când am ieșit la pensie. Dom'le, și dacă vă dați seama pentru fapta mea, așa, au fost alții care m-au apreciat. Asta am văzut, domnule, nu chiar vreau să vă spun. Că am fost aici la dumneavoastră acasă, am tras cu ochiul, trebuie să recunosc. Vă rog să nu depășiți... Nu, în limita jurnalistică, să zic așa. Am văzut câteva merite, câteva medalii primite de dumneavoastră în nume personal de la trei șefi de stat ai României de după 1989, prin care vi se recunoșteau anumite merite pe plan profesional desfășurate în activitatea dumneavoastră profesional. Nu interesează pe nimeni. Vă felicit. Astea nu interesează pe nimeni. E mai, parcă mai, mai cum să vă spun eu, mai, în ghilimele, omenesc să-i spui că a făcut. Ce n-a făcut? Să spui că a omorât pe cine n-a omorât. Să-i pui în spate ceva pe care... Să-i pui și mai ușor decât să caluniezi. Ci mă, eu am spus, au fost oameni care, prin activități și profesie și prin calitățile care s-au pronunțat asupra ofițerului Dinu, și i-au conferit și i-au dat posibilitatea și i-au recunoscut în urma activităților desfășurate meritele, cum dumneavoastră foarte bine spuneți. Și drept să vă spun, când am ieșit la pensie, am ieșit cu toate onorurile ce îi se conferă unui om care și-a făcut datoria față de unui țară. Ofițer al României, exact. Domnule, restul sunt vorbe. Vorbe, că a făcut, că l-a omorât pe Lenin, că l-a omorât pe Stalin. Nu, domnule, l-a găsit aia mort, vedeți, eu trebuie, stați liniștit. Așa. Restul, ce sunt? Sunt comportamente de oameni cărora s-au luat jucării. Dom'le, asta este cea mai mârșeavă. Dom'le, atacă-mă din... Dacă vrei să mă ataci, atacă-mă din punctul de vedere pentru care ai fost creat, virgulă, ca site. Căci a ataca familia, a ataca persoana și ai pune în cârcă niște fapte pe care nu poți să le... Eu nu vreau. Nu vreau să intru în polemică cu nimeni. Eu vreau, aș vrea să fiu receptat
Și rog să fiu receptat ca un om care nu poră anchiul. Eu astăzi mă cer cu dumneata și peste o jumătate, acum mă cer și peste o jumătate de oră dăm mână. Înțelegi ce vreau să spun? Da. Astea sunt. Site-ul de genul senzațional, extraordinar, extra, nu mai zic bugetar. Bine, unele sunt și știri de presă care vor să atragă audiență. Audiența, știți care-i treaba? Eu am avut experiența și dumneavoastră care sunt convins că ați avut și dumneavoastră această experiență, că și în presă, ca și în columbofilie, nu e greu să ajungi sus. Este greu să te menții sus. Și mai ales în presă când, virgulă, caz de sus, s-ar putea falimentul să te pape. Exact. Înțelegeți dumneavoastră? Mie mi se pare nefiresc să cercetezi viața, intimitatea unei persoane care are o pasiune și care a avut necugetata, în ghilimele, ideea de a candida la o funcție pe care o aspiră și alții care nu îndeplinesc condiția, dar de dragul de a-l bloca pe ăsta. Deci de dragul de a-l bloca pe ăsta. Și am avut necugetata ideea de a participa fără a cere ok-ul unora, mi se pare o mărșevie, domnule. Să ataci. Care e problema? Unde vom ajunge? Eu întreb. Retoric întreb. Nu am mă. Dom'le, și-a pus cineva întrebarea, sau își pune cineva întrebarea, cui folosesc aceste lucruri? Eu mi-am pus-o. Și probabil că unora folosesc, domnul Dinuș. Sunt întru totul de acord. Dar tot în același timp, să știți că există o lege a compensației. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, și ai grijă când s-a groapa unuia să stai puțin mai departe de ea. Bine, sunt convins de asta și prin natura acuzațiilor uneori se pot atinge anumite aspecte penale sau care țin de eu-ul persoane. Nu se cade. Care nu și-au rost aici, exact. E o simplă pasiune și... Domnul, există cineva în viața de zi cu zi care este, poate afirma despre el că poate ridica piatra? Există cineva care poate să spună că în viața lui de zi cu zi nu s-a abătut de la perceptele unei vieți normale și nu a fost gândărit de invidie de asta? Păi, domne, de la a acuza de niște fapte care nu s-au întâmplat, a acuza o persoană despre lucruri care nu le-a săvârșit, numai de dragul de a, senzațional, extraordinar, mi se pare destul de... Domnul Dinu, din informațiile mele, știu că dumneavoastră sunteți o persoană dublu licențiată. Da. Cu multă experiență de viață, cu capacități de socializare. Am să clarificăm că s-ar putea mâine pe mine să iasă. Deci am post universitar în drept, licențiat în drept, Facultatea București și Academia de Poliție a Alexandru Iaufus. Că nu se știe, pe urmă, cine știe ce să mai e. Am înțeles. Ascunde viața mea secret. Deci, având la bază toată această pregătire a dumneavoastră și experiență de viață, sunt convins că veți trece în perioada următoare peste aceste acuzații. Am și trecut. Că nu le veți purta. Am descărcat, vă mulțumesc. Că nu am avut ocazie, dar vă mulțumesc totuși. Că nu le veți purta ranchiună și... Nu. Veți da dovadă de deschidere în continuare. Plecând de la acest aspect, o să vă rog să ne spuneți în continuare câteva cuvinte despre situația existentă în prezent în cadrul UCP-ului, al cărui membru sunteți. Ce ne puteți spune? Cum e? Cum se prezintă lucrurile acolo? Sunt liniștite sau mai puțin liniștite? Domnule drag. Știu că în ultima perioadă au fost... Domnule, timpurezi niște întrebări din astea care, drept să vă spun, nu mă deranjează. Și nici n-aș vrea să nu răspundem la ele, dar sunt grele. Sunt grele, dar trebuie să luați taurul de coarne, domnul Dinu, că e mai sănătos așa. Deci, să pornim de la o dată mai recentă. Și aș porni cu adunarea generală din primăvară, din februarie, acum 30, aproximativ 30 de zile. Domnule, ce se întâmplă? La adunarea generală respectivă s-a hotărât destituirea, demiterea, revocarea, cum fiecare vrea să spună, a ce mai rămăsese din biroul director. Asta pe fondul nemulțumirii membrilor adunării generale,
nemulțumire datorată modului cum și-au respectat atribuțiunile ce le aveau conferite de statut și faptul că nu au faptă gravă, faptul că nu au pus în practică hotărârile adunării generale de la ședința anterioară. În speță, se stabilise și adunarea generală însărcinase biroul director să organizeze alegeri parțiale pentru ocuparea funcțiilor vacante. Și la vremea respectivă, îmi amintesc eu, erau vreo 4 sau 5 funcții, inclusiv funcția de președinte. Și pentru aceste acuze dovedite, adunarea generală a considerat prin vot că acest comitet director să-și înceteze activitatea, să formeze un alt un comitet, mai puțin contează titulatura provizorie. Interimar, ceva interimar. Interimar, da, care să gestioneze perioada ce se va scurge de 30 de zile până la organizarea alegerilor generale pentru ocuparea funcții, celor 9 funcții, parcă așa rețin bine articolul 10 sau 11 din statut. Așa, deci până la data de 31.03.2012, când vor avea loc alegerile pentru ocuparea acestor funcții. Bine, și aici au intervenit niște criterii, trebuie să respectate niște criterii. Nu mă întrebați de ele că nu am calitatea, deși aș putea să mă pronunț, că e vorba de rivalitate și de contracandidat, nu vreau să mă pronunț asupra îndeplinirii sau neîndeplinirii condițiilor statutare sau ale regulamentului cu privire la candidaturi, în ceea ce mă privește. Dar nu pot constata, ca membru columbofil, și nu pot trece cu detașare pe lângă unele evenimente ce s-au întâmplat în Catalunia. Știți ce s-a întâmplat în ultima perioadă? Scenariul SF. Deci dacă ieri ex-președintele, interimar, prim vicepreședintele ales, clama peste tot, la toate colțurile, că el prinde hoții și CNS-ul, deci 17 membri ai CNS-ului, cu mine în frunte, și Comisia de Disciplină, cu domnul Ducu în frunte, nu suntem în stare. Îi face scăpați cu alte cuvinte, nu? Stați puțin, să îndeplini poftele ce a poftit, în sensul să luăm niște măsuri care, la vremea respectivă, probabil nu se impuneau, sigur nu se impuneau, fără o cercetare și o derulare a întregii proceduri ce o cerea aceste activități, așa, am fost prihazit. Deci noi. Asta s-a întâmplat ieri. Astăzi, dă-i și luptă, dă-i și luptă pe culoarele judecătoriei Târgoviște, în litigii în care Uniunea a fost atrasă de către cel care va așa și un alt mare columbofil și un alt mare luptător vașnic pentru dreptate columbofilă, așa, cu adresă precisă la acțiunile cu adresă precisă la Uniunea, inclusiv solicitarea de desființarea Uniunii, așa, asta astăzi, mâine, pupat Piața Independenței, împăcare istorică, dar mâna pupat împăcare istorică, dar sarcină grea pentru viitorul Comitet Director și Adunare Generală, să stabilească cine și cum și prin ce metode vor recupera prejudiciile cauzate de cei în cauză bugetului Uniunii. Pentru că acolo, dați-mi voie să vă spun, nu a venit niciun nabap să pună banii, ci sunt banii mei, al columbofilului X, columbofilului Y, și noi am mandatat comitetul director să gestioneze acești bani, dar în interesul Uniunii. Ori, acum ce am constatat? Că ne-am duelat, în săbii ne-am bătut, în acuze ne-am certat, în avocați care mai de care mai celebri ne-am apărat, pagubă în gestiunea am provocat, ura și la gara. Deci asta este părerea strictă, ca virgulă columbofil, care o am despre momentele ce s-a întâmplat în ultima perioadă în cadrul Uniunii noastre. În rest, cu Dumnezeu înainte. Vă mulțumesc pentru acest răspuns, domnul Dinu.